Jumbo. Am venit să luăm decorațiuni. Am ajuns acasă și vreau să fac eu un fel de pizza. Bună, prietenii mei! Din păcate, părinții mei n-au găsit parmezan și am luat așa ceva, cum salată, dar nu contează. Am ajuns acasă, am făcut un fel de pizza, am și mâncat. Iar acum haideți să vă prezint ce am cumpărat. Am mai filmat chestia asta odată, dar mi-am dat seama că fundalul ăsta e foarte, foarte drăguț. Și în primul rând, decorațiunile. Mă gândeam să-i dau numele Gheorghiță, dar nu știu. Sincer, îmi place atât de mult, încât nu le-aș pune doar de Crăciun, aș pune gen mereu, să fie o decorațiune. De zi cu zi, să zic așa. Am ajuns la casă. Mi-am dat seama că îmi place prea mult, m-am întors și era unul cu codițe. Avea o culoare de roz mai închisă și ăsta dă mai bine. Și mi-am luat acest ren. Am mai luat niște chestii de bucătărie, mă rog, mama mea, dar eu le-am ales. Adică mama mea a venit cu ideea și eu am ales, fiindcă... Și am luat și o față de masă, tot așa maro, bine, de Crăciun, dar ne trebuie și una pentru tot așa de zi cu zi, dacă înțelegeți ce vreau să zic, nu doar de Crăciun. Și ca să vedeți câte șervețele a luat tatăl meu, efectiv. Și am mai luat și mama mea, doar că nu sunt aici. Ale mamei mele sunt mai drăguțe, fiindcă le-am ales împreună. Am luat și niște șervețele pentru mine. Șervețele, umede. Am văzut prea multe fete pe TikTok cu chestii de astea și am rușit. Din păcate nu sunt albe, sunt beige, dar nu zic că sunt drăguțe. Și mi-am luat și mănuși, negre simple. Cred că iarna asta am tot ce îmi trebuie. Căciulă simplă, urechi, nu știu cum se numesc, mănuși simple. Mi-am luat și mănuși albe. Au aici gri, nu știu de ce. Sunt faine. Acesta a fost videoclipul, nu uitați să dați și voi un like și să vă adiți prietenii voștri, subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Eu am fost Elisa, nu uitați să dați un follow pe Instagram și pe TikTok, fiindcă am început pe TikTok să fac niște live-uri. Bine, nu din acelea cu tap-tap în gerași. Live-uri simple, care vorbesc cu voi. Și v-am pupat. Bye! Am uitat să vă arăt faptul că a luat mama mea cu buba.